Astăzi a fost o zi mare. A avut loc tradiționala ședință de bilanță a Departamentului Național Anticorupție. Laura Codruța Chioveși, sărmâna doamnă, s-a îmbrăcat frumos, s-a coafat, și-a tăiat unghiuțele, și-a spălat batistuța, și-a stat toată dimineața în fereastră sărăcuța, așteptând să vină prințul. Cum care prinț? Ăla frumos, bă, mândru, viteaz, neînfricat, călare pe un cal alb. Două pistoane, lăsați la mine. Ei bine, din păcate, prințul n-a mai venit de data asta. Pur și simplu n-a venit, deși confirmase participarea. Așa cruzime n-am mai văzut de multă vreme, pe cuvânt. Păi, domnule președinte, băi, Traiane, e inadmisibil ceea ce le-ai făcut acestor oameni. Păi, mulți dintre ei trăiesc un an de zile doar așteptând acest moment unic al vizitei tale. Vor să le dai mâna, să te uiți la ei, să le confirmi că fac bine ceea ce fac. Un an de zile așteaptă de la tine un semn de bunăvoință, un zâmbet, un... Bine, bă, mi-a plăcut aia cu Dragnea, mi-a plăcut foarte mult. Continuați să faceți justiție independentă, keep up the good work. De-astea, bă, Traiane, atâta vor, nimic mai mult. Nu ți-au cerut bani, n-au ieșit în stradă, nici n-au pretenții exagerate. Puteai să faci atâta lucru pentru ei, măcar atâta lucru. Să-ți fie rușine, domnule președinte, să-ți fie rușine. Dacă așa o să-ți tratezi și eu bagii de la Nana...